Bine v-am găsit, dragi prieteni! Sunt Ionica Voiculețu Brumăraș și, așa cum v-am promis săptămâna trecută, iată-ne punctual în casele dumneavoastră, prin intermediul televiziunii favorit, televiziunea cântecelor noastre, pentru a răsfoi din nou pagini de album distractiv. Sper că albumul distractiv de astăzi să constituie un bun prilej de a vă reuni în familie, în jurul micilor ecrane, și a petrece împreună o oră de bună dispoziție, cu umor, muzică de bună calitate, bârfulițe între colegi și cu multe, multe alte surprize. Simți, măi, Angela, aici la această emisiune? Extraordinar! Eu am întârziat un pic pentru că ce am pățit astăzi nu o să-ți vină să crezi. Aoleu! Știi că realizez și o emisiune. Da. Și m-am trezit cu o solistă care a venit și mi-a adus un dar. Da, stai să vezi. Și? Mai bine nu l-aducea, pentru că mi-am creat probleme. De ce? Păi am zis să plec și eu ca să vin aici la emisiune. Bun și făcut, hai să-mi iau darul. Zic, să iau un taxi ca să ajung mai repede. Păi și ce ai primit? Ce ai primit? Stai să vezi, sun eu la taxi, vreau și o mașină în strada Maramureș, numărul 20. Da, cum să nu, imediat, vă caut în 3 minute. Zic, doamna, am o mare rugăminte, spuneți șoferului că mai am ceva cu mine. Am o căpriță. Am primit o căpriță. Și zic, întrebați-l pe om dacă mă ia cu acea căpriță în mașină. Eu am crezut că e alt fel de căpriță, nu de aia de adevăratele. Hai să vezi. Și întreabă pe colegul, zice, domnul spune că are și o capră cu dumnealui. Și ăla, cum să mă duc eu, domnule, să iau capra? Și spun, doamnă, dacă e nevoie, deschid geamul și o țin cu fundul spre afară, să nu facă mizerie în mașină. Domnule, 40 de minute am stat să caut un taxi și nimeni n-a vrut să mă ia cu capra.
Păi, 40 de minute. Păi cred că trebuia altfel, măi, să faci și cu capra asta. Ia zi-mi tu, ia învață-mă. Păi trebuia să o tai, că o duceai mai bine în geamantan. Dacă o tăiai, măcar n-aveai probleme. Deci despre păi, capra am auzit atâta, vrei... să vin cu capra în geamantan, să știi că chiar nu păi m-am gândit. Păi stai să spun, dar unde s-o duci tu la bloc vie? Aia ți-a dat-o fata, ți-a dat-o să o mănânci, nu ți-a dat-o să o și mulcea. Păi nu-i vorba ce de ce mi-a dat-o, ce vrei să că, faci uite, cu ea? Am văzut acum atâtea asociații de, cu dreptul animalelor și asta. Eu sunt decis, trebuie neapărat să mă adresez. De ce capra mea era primită, măi, tu înțelegi? De ce capra mea nu a putut fi transportată cu taxiul? Băi, păi trebuia ca la câini, bodniță. Bodniță la capră. Păi da, am văzut la capră... La animale, păi da, băi, trebuia să iei un Pampers ceva. Capra, dacă... Eu zic așa, hai să urmărim în continuare emisiunea, să petrecem aici și îmi spui până la urmă tu soluția cea mai bună. Că vorba aia, experiență, da, nu? Trebuia să te înscrii și la Asociația de Animale. Să știi, iei animal în casă. Să știi că de-aia am stat de vorbă cu tine, pentru că îmi spuseră mie dintre invitați că la capitolul capră ești cea mai bună. Da, da, mă, sunt, da. Hai să urmărim emisiunea, da? Sigur, 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 sigur. Țură și țură, cum strigașul într-o poti, țură, țură și țură. Se va se cucetera, țură, țură și țură. Cam umnii, dragă lumea, țură, țură și țură. Sar într-un loc, țură, țură și țură. Și-am zânit fără de clop, țură, țură și țură. Și de sară dacă-i mere, țură, țură și țură. Oi zâni fără obdele, țură, țură și țură. Am fost
spat, țură, țură și țură. Că de gutaș le-am lăsat, țură, țură și țură. La mândruța mea la poartă, țură, țură și țură. Să se vadă că-i luată, țură, țură și țură. Noapte ori două, țură-i țură și țură. Și-apoi poate vă las vouă, țură-i țură și țură. Că nu-mi ni de însurat, țură-i țură și țură. Ca la pește pe uscat, țură-i țură și țură. Se una de dor, țură, țură și țură. Faină-i viața de fecior, țură, țură și țură. Faci ce inima-ți poftește, țură, țură și țură. Și nimeni nu-ți poruncește, țură, țură și țură. Faci ce inima-ți poftește, țură, țură și țură. Și nimeni nu-ți poruncește, țură, țură și țură. Doi ardeleni se întâlnesc pe o cărare, Ion și cu Ghio. La un moment dat, Ion îi zice lui Ghio: apoi mă, Ghio, mă, ce cu tine, mă, te văd așa că m-a bătut, mă. Apoi de unde meri, mă? Apoi ce cu tine, că parcă nici nu mă vezi, mă? Apoi mă, Ioane, mă, ăstare necăjut. Dar de ce, mă? Apoi am treabă. Păi da, dar te văd supărat așa. Apoi mă duc la ziua lui socră mea. E ziua ei? Apoi da. Și-i duci și tu vreun cadou? Apoi nu. Îi duc o pereche de cercei. Bine, mă, Ioane, mă, dar cu pușca asta ce faci, mă? Apoi mă duc să-i fac și două găuri, mă. Ai venit în emisiunea Album Distractiv. Este o bucurie pentru mine să te am protagonistul rubricii Interviul Săptămânii,
Te rog să ne spui câte ceva despre tine, despre activitatea ta în general. În primul rând, îmi voie să îți mulțumesc că mă aflu astăzi aici. Eu sunt onorat să fiu prezent în cadrul emisiunii tale și mai ales la această rubrică Interviul Săptămânii. De mic copil am îndrăgit muzica populară românească. De mic copil eram atașat cântecului românesc. La început, viața nu pot spune că m-a dus pe acel drum al cântecului popular. Studiile pe care le-am efectuat la vremea respectivă m-au îndreptat spre o carieră militară. Asta chiar nu știam. Și am rămas doar cu plăcerea de a asculta și de a îndrăgi interpreții cântecului popular românesc. După Revoluție, ce am părăsit cariera militară, după circa 18 ani, și împins așa un pic de la spate de către colegul Georgel Nucă, cel cu care eu lucrez în prezent. Pe care este îl salutăm omul, pe această cale. Este omul care mi-a întins mâna, să spun așa, și mi-a spus, haide într-o emisiune de televiziune. Anii au trecut și atunci am spus că ar fi timpul să trec în spatele camerelor de luat vederi. Așa se face că am trecut ca și producător al unor emisiuni de folclor. Cred că ai realizat și tu pe pielea ta cât de greu este. Din această relație a mea cu soliștii de muzică populară, s-a mai născut o pasiune. Am scris o carte pe care o am aici. Trăiri lăuntrice se numește cartea. Trăiri lăuntrice. Exact, sunt trăirile unui om. Vorbesc în carte despre prietenie, despre dragoste, despre scenă, despre relațiile dintre oameni. Este o carte ce nu are preț și când spun acel lucru, deci ea nu a fost vândută și nu va fi vândută, ea este dăruită celor care doresc să împărtășească trăirile lăuntrice cu mine. Ce frumos! Te felicit pentru această realizare. Eu am zis, viața noastră este o scenă. Foarte am făcut paralela între viață și carieră. Dar, de fapt, noi suntem artiști în propria viață. Ne jucăm un rol. Florin Racoci, mulțumindu-ți încă o dată pentru prezența în emisiune, te felicit pentru realizările tale de până acum. Îți urez succes atât în calitatea ta de producător, realizator, de emisiune, de folclor, dar dacă tot ai început cu scrisul, țin-o tot așa și te așteptăm să ne semnalezi următoarea carte. Am venit să mă petrec cu prietenii. A
adu o damigeană de la tine din cramă, c-o să ne întindem până în zori de zi, hey! Și ca la zi mare să închinăm pahare, c-am venit să mă petrec cu prietenii. Beau cu cana, beau cu damigeana, ca și când ar fi ultima zi. De aici nu plec și am să petrec tot cu voie bună până noi mai fi. Beau cu cana, beau cu damigeana, ca și când ar fi ultima zi. De aici nu plec și am să petrec tot cu voie bună până noi mai fi. Parcă a ghicit că oameni ca noi cu dragoste îl beam, că-ți merge la suflet când e învechit și e păcătos ca și dragostea. Cine a făcut vinul parcă a ghicit că oameni ca noi cu dragoste îl beam, că-ți merge la suflet când e învechit și e păcătos ca și dragostea. Beau cu cana, beau cu damigeana, ca și când ar fi ultima zi. De aici nu plec și am să petrec tot cu voie bună până noi mai fi. Beau cu cana, beau cu damigeana, ca și când ar fi ultima zi. De aici nu plec și am să petrec tot cu voie bună până noi mai fi. Ultima zi, de aici nu plec și am să petrec tot cu voie bună până noi mai fi. Beau cu cana, beau cu damigeana, ca și când ar fi ultima zi. De aici nu plec și am să petrec tot cu voie bună până noi mai fi. Mi-ai spus întâmplarea ta. Da, să-ți povestesc eu o întâmplare de-a mea din tinerețele mele, ca să vezi. M-am dus la o nuntă, eram în Turnul Severin în vremea aia, și m-am dus la o nuntă pe la Burii, la Mare. M-am împăpoțonat eu de acasă, mi-am pus, că aveam perucă, mi-am pus peruca în cap, am zis să apar și eu mai, cu păr mai mult. Ai, Doamnă! Cap. Și cu păr mult în cap. Și nu știam unde e nunta aia, botez, ce era. Și a tras mașina mitică, eram cu cunoștință, a tras la o poartă, acolo unde am auzit și noi muzică. Și eu nu mi-am dat seama, când am coborât din mașină, o creangă de la corcodușul ăla de la poartă mi-a luat peruca din cap. Ăsta când a văzut așa, s-a râs să se tăvălească de râs. Eu nervoasă, tu te râzi. Și fuga cu mâinile pe ea, înțeles, o pun la în cap. Dar norocul meu care a fost, că nu era nimeni pe la poartă să vadă. Dar peruca a rămas efectiv agățată? Păi mi-a luat-o din cap, creanga. Eu când am coborât din mașină, eu nu știu cum s-a întâmplat. Creanga mi-a luat peruca din cap. De aici ce? Trebuie să tragi o concluzie. Rămâi cu părul care l-ai. Păi cred. Asta e morala. De-ar fi vremea de altădat,
să mai umplu noaptea în sat. La mândre că mi-a fost drag, luam drumul mai pe înserate, să ajung la mândrele toate. La ele când ajungeam, uite așa le mai cântam. Lai lai la lai la, lai lai la lai la, la 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 la. Hey, lai lai la lai la, lai lai la lai la, la 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 la. Nu le cântam, dar de iubile iubeam. Doar stelele și cu luna mă știau întotdeauna. Știau unde mă găsesc, la ce casă înoptesc, ce mândruță mă iubesc, la cine cânt și doinesc. Lai lai la lai la, lai lai la lai la, la 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 la. Hey, lai lai la lai la, lai lai la lai la, la 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 la. Anii repede au trecut, eu te-am îmbătrânit. Doamne, și-acum aș mai vrea, la mândre să pot umbla, să merg unde mi-a fost drag, la mândra de la conac, să-i pun câinii pe lătrat, eu să mă pun pe cântat. Lai lai la lai la, lai lai la lai la, la 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 la. Hey, lai lai la lai la, lai lai la lai la, la 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 la. Fă, Doamne, viața mai lungă, pentru dragoste să ajungă. Să mă satur de iubit, că în rest nu iau nimic. Să fiu tânăr, nu bătrân, dragostea să-mi intre în sân. Să nu pot scăpa de ea și să încep să cânt așa. Lai lai la lai la, lai lai la lai la, la 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 la. Lai lai la lai la, lai lai la lai la, la 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 la. Lai lai la lai la, lai lai la lai la, la 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 la. Hey, lai lai la lai la, lai lai la lai la, la 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 la. Sărba, să jucăm cu foc și dor, sărba geșenilor, să-ntrec între ei mai. Îmbrăcați de
se uită la ei cu drag, măi, de care abia așteaptă să fie la joc e moartă. Opa, hop și uite așa, hai cu noi joacă sărba, să jucăm cu foc și dor, sărba jășenilor. Și uite așa, hai cu noi joacă sărba, să jucăm cu foc și dor, sărba jeșenilor, măi. Opa, hop, și uite așa, hai cu noi joacă sărba, să jucăm cu foc și dor, sărba jeșenilor, măi. Soții Ridescu își desfășoară activitatea în domeniul muzicii populare de peste 30 de ani. Nu mi-am dorit decât să cânt. De la 6 ani spuneam tatălui meu, dacă aș muri din cântat, să știu că voi muri din cântat, nu vreau decât artist să fiu. Să mă duci să văd casa de radio, unde e acea clădire, de unde vine cântecul. Extraordinar, de la o vârstă atât de fragedă, ai știut că vei fi artist și ai ținut-o... cu totul aparte. Și Mituța? Și îmi doream așa atunci. Da, te rog. Îmi doream așa. Să devin un artist cunoscut de lume, să fiu eu cu multă personalitate, deci atunci gândeam lucrul ăsta, și să mă căsătoresc cu o fată frumoasă cu care să cânt și să fac o nuntă ca în povești și să am 2 copii, un băiat și o fată, lucruri care s-au realizat. Când m-am cunoscut cu Mituța printr-un paranormal, cu totul absolut, repetam cu orchestra și în timp ce am pășit un prag către poartă, mai aveam vreo 50 de metri până la poartă, mi-a apărut chipul ei bust, exact cum era îmbrăcată și... Tu vorbești serios? Pe cuvânt de onoare. Am spus de multe ori acest lucru și specialiștii au spus, zice, da, se explică, sunteți suflete pereche, născuți în aceeași zi, aceeași lună, aceeași grupă sanguină. Aceeași grupă de sânge, suntem născuți în aceeași zi, aceeași lună. Dar n-am realizat atunci, eram foarte ocupat să realizez că se întâmplă ceva... Și eram tineri, vedeam altfel lucrurile. Și acum sunteți tineri și frumoși și în continuare... Așteptăm să ne cântați. Cu drag! Curiță pe seda. Dragă-mi este fără alegănată, când o joc unei nascuturată, se prind fetele de băieții care se-n sura. Hai, neică marine, vino lângă mine, bate neică pasul apăsat. Hai, neică marine, joacă lângă mine, cam să-ți dau guriță pe-n seda.
lângă mine, cam să-ți dau guriță pe seda. Ciocnim pahare, că avem vin de soi. Vine lumea toată, pe rând intră-n joc. Tati, n-ai străbună, ori ai cu noroc. Hai, neică marine, vin-o lângă mine. Bate neică pasul la păsat. Hai, neică marine, joacă lângă mine. Cam să-ți dau guriță la târgu, doi cai frumos să-i vând. Când văzui mândrele bânde, mă pusei și eu la rând. Mă pusei în crâșma bea, cu trei mândre alăturea mai. De sâmbătă până joi, băui prețul la doi boi. De sâmbătă până joi, băui prețul la doi boi. Băui prețul murgului, cu mândrele târgului. Băui și petrecui bine, cu trei mândre lângă mine. Una mai miloasă zice, nu-ți bea banii mai voinice, că ți-e carul sfărimat și pământul nelucrat. Strânge banii, du-i acasă la copii și la nevastă. Strânge banii, du-i acasă la copii și la nevastă. Orice-i zice mândrea mea, n-ar avut, nu mi-o-i schimba mai. Duminică am fost la târgu, doi cai frumos să-i vând. Când văzui mândrele bânde, mă pusei și eu la rând. Mă pusei în crâșma bea, cu trei mândre alăturea mai. De sâmbătă până joi, băui prețul la doi boi. De sâmbătă până joi, băui prețul la doi boi. Băui prețul murgului, cu mândrele târgului. Dușmanii, de unde oare scot banii? Banii pentru cheltuială și haine de primeneală. Stați dușmani și vă mirați, nu voi spune să crăpați mai. Stați dușmani și vă mirați, nu voi spune să crăpați mai. Stați
aveți dușman și socotiți, nu voi spune să pieriți mai. Măi, se spune că un reporter de la televizie, vorbesc așa ardelenește pentru că întâmplarea mea e cu doi ardeleni, ar fi auzit că undeva sus în vârf de munte ar fi un cioban care a ajuns la o anumită vârstă și s-a gândit ca pentru emisiunea lui să se ducă să-l întrebe ce a mâncat și ce a băut de a ajuns la vârsta asta nemaipomenită. Urcă ăsta dealuri de ușoare, munți, muncișori, ajunge, se apropie de un cioban, ăsta arăta bine, se duce la el și între timp reporterul învățase și el graiul ardelenesc și îi spune cam așa: apoi nu badie, noi suntem de la televizie, apoi spune-mă ta aici ce mânci, ce biei de a ajuns la vârsta asta nemaipomenită. Și ăsta începe: dimineața! Dimineața lapte, la prânz lapte și seara lapte. Și câți ani ai? 87. O, bravo, bade, bravo, bade, urcă. Ci că unul care l-a întrecut pe ăsta, când se apropie, era așa un baci cu o barbă, așa mai țăpănoasă, așa. Nu se apropie de el, ăsta era așa mai slăbit, așa. Măi, bade, ce? Apoi noi suntem de la televizia din București, apoi spune-mă ta aici ce mânci, ce biei, de ajuns la vârsta asta nemaipomenită. Și asta începe: dimineața lapte, la prânz lapte și seara lapte. Și câți ani ai? 107! Bravo, mamă, ci că urcă, e unul care l-a întrecut pe ăsta. Se apropie de el, nici nu-l mai vedea din zare. Ăsta parcă era așa un fir de ață. Se apropie, zice: apoi nu-mi bade, zice, noi suntem de la... Ăsta e așa, mata, nu te clătina să nu te spargi cumva. Noi suntem de la televizia din București. Apoi spune, mata, ești ce mânci, ce biei, de-ai ajuns la vârf. Ăsta e așa, să nu te spargi. La vârsta asta nemaipomenită. Și ăsta începe: dimineața, fii miei, la prânz, fii miei, și seara vodcă și fii miei. Și câți ani ai, bade? 33! Dragi prieteni, albumul distractiv de astăzi a ajuns la final. În speranța că v-a plăcut, vă aștept din nou să ne întâlnim săptămâna viitoare. Până atunci, vă las în compania programelor televiziunii favorit, televiziunea cântecelor noastre.
mândruță suflet bun. Toaletă plină, aurită, parcă ești în filmul Agata, lasă-te de crime. Mulțumesc, draga mea. De unde ai toaleta asta? Nu mai, nu este se spune, un nu? Designer special pe care o să-l anunț la momentul oportun. Auzi, draga mea, vreau să spun una și bună. Da. Amândouă suntem elegante, pentru că nu de alta, dar ne aflăm la cabaret, restaurant... Regina, din București. Din București.